Mergeș. Un meci important în care dorim să scoatem un rezultat bun și să eliminăm greșelile individuale din celelalte partide, unde pe ansamblu am fost cel puțin egali adversarilor noștri mult mai bine clasați. Ați avut așa, ați niște cotre de la distanță, dar ați acuzat la un moment dat modul în care ați găsit echipa din punct de vedere fizic. Credeți că s-au remediat aceste probleme a trecut. Eu cred că eu cred că stăm fizic bine. Acum, repriza a doua cu Steaua s-a văzut, am alergat excelent. Cu Botoșanu nu mai vorbesc și cu Ut am împins jocul, în ciuda faptului că am luat niște goluri copilărești și am stat foarte mult în terenul lor, repriza a doua și am atacat cu cu Pârvulescu și cu Pașo foarte sus, cu fundașii laterali. Asta demonstrează că, din punct de vedere fizic, terminăm meciul bine. Cred că, eliminând aceste greșeli, care sperăm să nu se mai întâmple, și să avem siguranță în poartă, din momentul ăsta, vom putea face și puncte. Sunteți Normal că sunt optimist. Echipa crește la joc. Ne trebuie stabilitate în poartă. Nu putem să plecăm cu orice meci de la 2-0. Noi suntem într-o cursă continuă prin repararea greșelilor individuale. Ca mentalitate echipa e foarte bine, adică n-am cedat la 0-2 cu Steaua în minutul 10 și am fost la un pas să întoarcem jocul, am luptat pentru chestia asta. Cu Botoșanu n-am cedat și am întors rezultatul, iar am plecat cu un handicap de la 0-1. Dar ar trebui să ne facem viața mai ușoară și să nu mai plecăm de la, de la scoruri negative și să, să conducem noi într-un joc. Și asta doar cu concentrare și cu eliminarea greșelilor individuale. Eu am încredere mare în jucători. Poate sunt unul dintre puținii antrenori care în momentul când a luat o echipă cu două puncte în etapa nouă a spus că nu are nevoie de niciun jucător. Probabil alții ar fi adus imediat 6-7 jucători liberi de contract din iunie. Eu dau credit jucătorilor pe care i-am găsit aici și cred că ei vor crește. Uitați-vă de exemplu cât a crescut într-o lună de zile Paul Purvulescu. Pe Paul Purvulescu dacă era, avea 25 de ani în momentul ăsta, era jucător de echipa națională la cum joacă. Are altă personalitate, are și asumă responsabilitatea unor acțiuni individuale, intră în combinații. Mi-a și spus, mister, n-am tras în, la poartă, n-am avut în doi ani ocazii cât am avut în trei meciuri acum. Mă refer la șutul cu Steaua, la șutul cu Botoșani, unde dacă nu se lovește de adversar, cred că e un vinclul superb. La meciul cu Botoșani, combinația cu William Damorin, când îi calcă mingea și scoate jucătorul Botoșani de pe linia porți, participă foarte, foarte mult la faza ofensivă și este un jucător care a crescut foarte mult, ca și Bilali, ca și uh, și uh, Tibo și ceilalți. Ușor ușor creștem și vor uh, vor veni și punctele. Un meci echilibrat la Mediaș, între două echipe care sunt în, uh, în zona aceea. Un meci echilibrat, dar nu știu, credeți totuși că mediașul pleacă cu prima șansă uh, prin perspectiva faptului că acolo este iepionarul care cunoaște totuși destul de bine uh, echipa. Ma. E un avantaj din punctul ăsta de vedere, dar nu cred că nu cred că pleacă cu prima șansă. E un meci de care pe care. Un meci. Cred că va fi un meci spectaculos, un meci frumos. Cred că ne avantajează faptul că avem un teren foarte bun acolo. Este unul dintre cele mai bune terenuri din țară. Foarte plat, foarte. Uh, un teren pe care se poate pasa. Circulația balonului este unul din naturile noastre. Și uh, cred că vom face o partidă bună. În ciuda rezultatului cu UTA. Eu nu cred că am fost ca și joc în teren mai jos de nivelul Utei. A fost o partidă în care am fost cel puțin egal Utei și în multe momente am împins jocul peste ei, însă ne-au costat acele gafe de care nu mai trebuie să vorbim, că am vorbit destul de ele. Și plusul Utei au fost cei doi atacanți de rasă pe care iau Antal și Hora care și au făcut datoria în proporție de 100% au rezolvat jocul. Individual. Aici e valoarea individuală. Și experiența mare de, de ligantă, e amândoi. Considerați că, nu știu, dificultățile financiare pe care treceți și când contează și ele sau își Cum să nu conteze Cum să nu conteze Cum vă închipuiți că nu contează? Contează. Da. Datoria mea este să mobilizez jucătorii, să fie profesioniști, joacă pentru imaginea lor, pentru cota lor de piață, pentru creșterea lor valorică, iar ei trebuie în fotbal să avanseze. Trebuie să facă obiectul unor echipe mai importante în viitor și fiecare să crească pentru că are o familie, are... asta este profesia lor. Trebuie eventualele dificultăți financiare de acum nu trebuie să-și să pună amprenta foarte mult pentru că uh... E vorba de, 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 valoarea lor și tot ei trebuie să rezolve chestia asta. Să ridice echipa în clasament și să, să devină importanți pentru cluburile care pot să plătească niște bani pe anumiți jucători ca noi să ne reechilibrăm financiar. Deci jucătorii trebuie să se gândească cum să se poată antrena mai bine și cum să joace mai bine pentru pentru a le crește cota de piață. Asta e la fotbal. Dar dumneavoastră sunteți dispus să ajutați clubul în continuare financiar? Păi, încercăm să facem și lucrurile astea. Toate la timpul lor. Important este că a venit un salariu într-un moment în care jucătorii aveau nevoie ca de aer de acest lucru și a fost un lucru bun. Nu mai suntem trei luni restanțe, acum suntem două. Dacă vom mai rezolva un salariu, venim aproape acolo la... Nu, asta e problema. Problema este să începem să facem puncte și în iarnă să putem să plombăm acolo unde ne trebuie, adică în compartimentele în care avem nevoie ca de aer. E blocată perioada de transferuri. Eu nu sunt adeptul să iau pentru o lună de zile un jucător care din iunie n-am mai făcut nimic de patru luni pentru că nu pot să-l readuc fizic. Și ce fac? Asta înseamnă pentru buget, contract, taxe la stat, adică uh, cheltuim niște bani uh, degeaba. Nu te poate ajuta un jucător care n-a jucat de patru luni, de zile, de 5 luni, nu te poate ajuta în momentul ăsta. Și repet, am încredere în jucătorii mei. Foarte mare încredere am în jucătorii mei. Suntem, uh, suntem o echipă bună. Și vor veni și rezultatele un discurs destul de optimist, normal, normal. Din punct de vedere al jocului, păi hai să eliminăm greșelile individuale din partida cu Steaua, hai să eliminăm din partida cu Botoșani, hai să eliminăm din partida cu UTA și cred că din aceste meciuri grele cred că am fi avut 5 puncte la ora asta. Dacă eliminăm clar greșeli de 100% individuale, nu de joc, de așezare, de alte lucruri. Pur greșeli individuale din astea, adică copilărești, nu care se puteau evita așa cu o mână, adică nu era un grad de dificultate sporit. Am analizat, am analizat foarte bine și sunt foarte obiectiv. Din de pe care le-ați întâlnit până acum în Liga I, nu știu, e o echipă care v-a impresionat în mod deosebit? Ați simțit una care are greutate? Eu știu, Craiova foarte puternic. Bine, și eu le-am spus jucătorilor mei nu pare rău de chestia asta. Poate v-am supraevaluat puțin în momentul ăsta și v-am lăsat să atacăm la Craiova. Adică v-am spus că vom ataca la Craiova. E greu să ataci pe Craiova, la cei jucători de contrat care Craiova. Dar și iar acolo avem o gafă de portar. Pentru că la primul șut la poarta lui Nistor, luăm gol. Un șut previzibil, nu foarte tare, care îi pleacă copilului cu o sub mână. Dacă nu intră golul ăla, ne mai așezăm la joc, mai trec 5 minute, 10 minute, lucrurile se... Nu spun că am, poate n-am fi pierdut. Dar era altă situație. Am atacat la Craiova pentru a pregăti meciurile pe care le avem acum, următoarele meciuri. Și a fost un antrenament bun din punct de vedere al fazei ofensive, pentru că ne-a întins un adversar care este foarte aproape de titlul de campionă șase jucători în echipa națională, în echipele naționale, pot să alinieze trei formații când vor, un club structurat și organizat la nivel occidental, au tot, au tot și acea, și acea determinare și agresivitate oltenească, acolo unde lumea se naște, trăiește și moare pentru fotbal. Adică, vorbim de... mai impresionat, da, Craiova, ca organizare de club, ca echipă, în teren, ca viteză de joc, dacă vreți să intrăm și în partea tehnică, și cred că anul noastră este mai aproape de titlu ca oricând. Sunt foarte puternici și foarte echilibrați.